Avantajele oferite de suita Google Apps for Education sunt multiple. Aceasta este gratuită pentru mediul educațional. Suita Google Apps for Education, prin aplicațiile sale de colaborare, de stocare și de comunicare, oferă atât profesorilor cât și elevilor beneficii reale, atât în sala de clasă cât și în afara ei. Pentru profesori, acces la foarte multe resurse educaționale în mediul online, aplicații care să acopere aproximativ toată area de materii, fără de biologie, de geografie, de istorie. Există muzee care pot fi vizitate fără să trebuiască să ajungi acolo. Poți să faci explorări în spațiu. Google Apps for Education oferă instrumente inovatoare pentru școală, iar eu folosesc aplicațiile Google la clasă, aplicații de comunicare, Gmail, Google Plus, Hangouts, Calendar. Cu Gmail, comunicarea dintre profesori și elevi este mult mai eficientă, utilizând facilitățile de chat și video direct din interfața aplicației. Utilizez Hangouts pentru a partaja ecranul profesorului atunci când doresc să prezint diferite aplicații sau modul de utilizare a acestor aplicații. Cu Google Calendar, profesorii pot să-și planifice proiectele la care lucrează elevii, iar aceștia vor fi atenționați sau notificați cu privire la termenele proiectelor în colaborare cu colegilor. Aplicații de stocare, Google Drive, și aplicațiile de colaborare, Google Documente, foi de calcul, prezentări, formularele și site-urile Google. Google Drive permite profesorilor și elevilor să stocheze fișiere de orice dimensiune, de orice tip, pentru a le avea oriunde și oricând. Putem crea, edita, stoca documente, foi de calcul, prezentări, formulare, prin care elevii pot să colaboreze mai ușor. Am participat la o oră de matematică și am văzut cum doamna profesoară le-a dat niște cercuri de hârtie, i-a rugat să calculeze raza. Fiecare trebuia să trimită rezultatele prin cadrul unui document și erau pe tabla interactivă afișate. Lucrul acesta le-a captat atenția în mod deosebit, vedeau parte acelei lecții. Cu ajutorul formularelor Google, profesorii pot crea chestionare, sondaje de opinie, pot realiza evaluări, elevii pot completa direct pe dispozitivele lor aceste formulare și chestionare, urmând ca profesorul să primească în timp real rezultatele acestora. Profesorul poate gestiona răspunsurile primite. Orice utilizator, profesor sau elev, poate crea și edita, actualiza site-uri Google, fără a avea nevoie de cunoștințe avansate de utilizare sau de HTML. Site-urile pot fi realizate în colaborare cu ceilalți. Se pot crea site-uri pentru clasă, pentru proiecte, pentru discipline sau pentru școală. Cu ajutorul acestor aplicații, împreună cu elevii mei, economisesc timp, evaluarea este mai eficientă, iar înțelegerea elevilor este mult mai profundă.